Primăria din Mireșumare a făcut presiune în această toamnă ca lucrările la drumuri să avanseze cât mai mult în condițiile în care vremea a permis acest lucru. Însă, în unele zone ale comunei, precum cea dintre Remeți și Iadăra, artera de circulație a avut de suferit din cauza unor alunecări de teren și a fost nevoie și de alte intervenții pe drum. Cu toate acestea, sătenii se pot bucura acum că circulă pe asfalt. Reprezentanții primăriei nu, și asta dintr-un alt motiv. Din nefericire nu am primit toți banii, o parte am folosit noi din fondurile proprii, deși eu consider că ar fi fost normal ca atunci când ai calamități și alunecări de drumuri, banii să vină de la Guvernul României pe calamități. Însă sunt mulțumit că la Iadăra am primit banii în totalitate. A fost acolo un drum de unde noi a trebuit ca să mutăm practic un deal dintr-o parte în alta și s-a reabilitat și am primit toți banii necesari și este finalizată lucrarea respectivă, inclusiv asfaltarea și trasarea liniilor. Lucrările chiar și la drumul din imagini situat în Remeți s-au încheiat.